Astăzi a fost zi de audiențe în primăria Bacău. De serviciu, viceprimarul Roxana Mironescu. Oamenii au venit cu tot felul de probleme. Unele cetățenești, altele familiale, însă cei mai mulți au nevoie de o casă. Din păcate, numărul cererilor este de 300 de ori mai mare decât numărul locuințelor sociale disponibile. Miercuri, viceprimarul municipiului Bacău, Roxana Mironescu, a stat de vorbă cu cetățenii. Deși programul de audiențe începea la ora 11, oamenii o așteptau de la ora 9 pe scările instituției și pe băncile din hol. Abătuți sau îngrijorați, ei sperau totuși ca viceprimarul să le găsească o soluție. Unii au venit să ceară sprijin, alții să sesizeze o nedreptate. Gheorghe Antica reclamă Asociația de Proprietari că îl taxează suplimentar și ilegal. Temeiul legal al solicitării mele este pe cum că eu plătesc egal cu cei care au conducte prin casă suprafața comună a subsolului, întrucât eu sunt debranșat total de către instalația de încălzire la CET. Și ca atare am venit și am mai făcut o programare după o lună și jumătate, aproape două luni, am fost primit în audiență. Deci, de aici, dacă nu se soluționează și nu vine comisie de la primărie, o persoană de la primărie, care e un consilier sau ceva, să vină la fața locului să facă constatarea. De nu face constatarea, voi ajunge în București, la Camera Deputaților și de acolo la președinte drepturile omului, să văd care este situația și de ce plătim egal suprafața comună și ne obligă prin contractul făcut de către Asociația de Proprietari. Cei mai mulți au probleme cu locuința. Ioan Stase, chiriașul primăriei, dar vrea să cumpere casa, deoarece a investit peste 30.000 de euro în renovarea ei. Bărbatul susține că era jale când s-a mutat aici. Ocupat de boschetari, imobilul era degradat și nu avea gaze, apă, canalizare, nimic. Tare își lași intru, că nu se poate, doamnă. Stăm în casa aia, stăm două familii, eu, băiatul și fiica mea cu un copil. Și, în fine, noi suntem la zi cu toate dările care trebuie achitate. Nu-i nicio problemă. Acum aștept să văd. Unii nu au casă deloc sau nu vor mai avea de luna viitoare. Patru familii au venit să se plângă viceprimarului că vor fi evacuate pe 13 august de către proprietari. Casa a fost retrocedată, iar oamenii au fost anunțați că trebuie să-și ia lucrurile și să plece. Pentru locuință. Deocamdată nu putem să zicem nimic, trebuie să mai așteptăm. Dar nu aveți locuință? Deocamdată avem. Deocamdată. Cred că o să avem. Avem servicii, vorba aia. Ce să zice? Gheorghe Giosă stă de jumătate de veac în casa cu numărul 35 de pe Bogdan Voievod. El, soția și copiii vor fi nevoiți să părăsească imobilul și să caute camere cu chirie. Pe data de 13 august trebuie să evacuăm locuința. Și acum... Sunteți chiriași? Da, suntem chiriași, da. Casa cu este? Și care e motivul pentru care trebuie să ieșiți din locuință? A fost revendicată de acum 5 ani de o anumită persoană. Și că nu am venit să mai plătim la primărie, ne s-a spus că nu mai plătim la primărie, plătim la acea persoană de care a revendicat locuința. Și sperați ca primăria să vă ajute? Sperăm să ne ajute, fiindcă cred că merităm. Atât ce avem și servicii, avem și copii, am fost până acum la zi cu toate dările față de primărie, față de celelalte dări. De cât vreme locuiți în această casă? De 43 de ani. Oamenii susțin că sunt buni cetățeni, au un loc de muncă și impozite plătite la zi. Lucrurile nu stau chiar așa, afirmă viceprimarul Roxana Mironescu. Trei dintre familiile de pe strada Bogdan Voievod au datorii între 5 și 36 de milioane de lei vechi la bugetul local. Dacă la apartamentele anele destinate tinerilor specialiști nu sunt probleme, în privința locuințelor sociale, situația este gravă. Sunt locuințe din fondul locativ de stat și locuințe sociale. Despre acestea discutăm de regulă la audiențe. Aici se vine cu solicitarea și cu analiza cazului, care de la audiență este promovat mai departe în analiză la Comisia Socială. Deci nu decide viceprimarul singur dacă se dă locuință sau nu. Se stabilește o listă de priorități aici, în schimb, și se promovează mai departe dosarul respectiv la analiză la Comisia Socială. Și mâine chiar avem o comisie socială, la ora 12. Încercăm o parte din solicitările de astăzi să le prezentăm acolo, în eventualitatea în care, din recuperări, asta înseamnă din locuințe evacuate, mai găsim câte ceva convenabil să oferim unor cazuri complicate.
Prin urmare, există o șansă și pentru cei amenințați cu evacuarea, cu condiția să-și plătească taxele și să-și găsească un loc de muncă. Primăria vrea să se asigure că viitorii chiriași sunt în stare să întrețină locuințele și să plătească utilitățile.